informație și încep să scrie. Raul Pop are 25 de ani. A luat taurul de coarne și s-a apucat să pună la punct aplicația APROD, un tampon între cetățean și hârțogăraia din instituțiile publice. După ce te-ai logat pe site și te-ai registrat, poți să-ți alegi una dintre operațiunile pe care le avem. Avem și înființare de întreprindere individuală. Acum să spunem că alegem înființare de PFA. Și aici vei observa că îți vom cere anumite date de care avem nevoie ca să-ți completăm formularele până la urmă. La fiecare pas ai un buton de ajutor în care noi am extras informațiile care ni se pare relevante pentru acel pas. Practic, ca să te înregistrezi ca persoană fizică autorizată, ai nevoie de 8 pași pentru care timpul poate fi de sub 5 minute. La început în domeniul IT ai nevoie de PFA pentru a putea să-ți desfășuri activitatea. Și noi am încercat să ne facem PFA-ul singuri, astfel încât să nu apelăm la un intermediar pentru acest lucru. Nu ne s-a părut un lucru atât de important. Și am observat că nu știam ce să facem, am citit mult pe internet, îți trebuia să strângi datele de multe ori pe când am aflat ce formulare trebuie să completăm. Și ni s-a părut o modalitate foarte bună să automatizăm acest proces. Portalul antibirocrație PFA în 5 minute scutește drumurile la ghișee. Am luat-o ca pe provocare și am făcut inițial aplicația și apoi mi-am generat formularele și mi-am făcut PFA-ul. Am vrut să văd că chiar se poate să ți le faci cu formulare generate pe internet și am reușit. Noul cod fiscal aduce taxe mai mari pentru cei înregistrați ca PFA. În funcție de veniturile pe care le realizează, aceștia vor fi obligați de anul acesta să plătească contribuție la sistemul de pensii, indiferent dacă au sau nu și venituri din salarii. Aplicația are și opțiunea de a desființa PFA-ul. Încă nu avem o statistică foarte clară, dar am observat că se desfințează. Eu personal nu o să mi-l desfințez, mie este foarte în regulă cu PFA-ul pe care l-am. Echipa de IT-iști are în plan și sprijinirea celor care doresc să-și înființeze o micro-întreprindere.